Salutare tuturor, eu sunt Help GSM și astăzi vă voi arăta cum recuperăm informații sau mesaje care am șters din greșeală de pe Facebook, în special mesaje. Se poate întâmpla ca din greșeală sau din neatenție să ștergem anumite conversații sau mesaje sau postări sau mai știu eu ce și după aia să le vrem recuperate înapoi. Așadar, haideți să începem. Trebuie, spre exemplu, la mesaje, eu am în momentul de față șterse toate mesajele de pe telefon. Nu am avut cine știe ce conversații, pentru că e un cont de probă, dar o să vă arăt procedura, iar voi o să vă dați seama despre ce e vorba. Trebuie să intrăm în setările contului pentru a avea acces la acele informații, setări de confidențialitate și dăm pe setări. Aici avem acces în setările contului nostru de Facebook. Ne ducem la descarcă informații. Și aici avem o serie de opțiuni. Ce vrem să recuperăm? Puteți să recuperați fie tot sau, în cazul de față, eu voi încerca să recuperez doar mesajele. Așa că o să debifez toate celelalte și o să dau click pe mesaje, pe care mergem în jos. Și aici avem perioada de când am vrut. Dacă vrem toate, o să fie toate. Dacă vrem o perioadă, o să fie perioada. Eu le las pe toate. Formatul paginii. O să lăsăm în HTML ca să fie ușor de citit și o să vă arăt mai acolo despre ce e vorba. Și calitatea fișierilor media le lăsați în altă, pentru că dacă nu vă dă niște fișiere compresate. Și dăm să ne creeze fișierul. În momentul de față se așteaptă răspunsul de la cei de la Facebook pentru a primi această copie disponibilă. În general nu durează mult, trebuie să aveți răbdare când dați click pe această opțiune, pentru că într-un final vă va apărea aici faptul că puteți să vă descărcați copia. Încă este în așteptare. Mai așteptăm un pic, pentru că am spus, eu nu am foarte multe mesaje și atunci ar trebui să se poată. Aici că avem foarte multe opțiuni de recuperare. Putem să recuperăm postări, fotografii, comentarii, orice. Cam tot ceea ce înseamnă Facebook pentru voi. Uite că deja am o copie disponibilă. După ce va apare această notificare, o să dați pe descărcare. Vedeți că aceste copii expiră, da? Deci nu sunt foarte mult timp valabile. Mă întreabă dacă descarc fișierul, o să-i dau că da. O să vă pună să vă logați în momentul în care scoateți acel fișier. Așa. Și să le extrageți. O să dăm pe mesaje și ne întreabă cum vizualizăm acel mesaj. Ia să vedem dacă merge cu HTML. La mine nu are date. Puteți
bluetooth și cu Chrome, aceeași informație o să le dea, pentru că eu v-am spus, nu am mesaje, cred că am un singur mesaj de probă făcut. Dacă aveți mesaje, vă vor apărea aici și le puteți vizualiza mai apoi. În caz că aveți întrebări, vă rog să lăsați comentarii și voi încerca să vă răspund. Dacă v-a plăcut, vă rog un subscribe și un like. Pa, pa!